Bună ziua! Sper că mă aude toată lumea. Bună ziua, te auzim, Ali, te auzim. Bună ziua, bine ați revenit la un seminar la un webinar de conectare a programului CIROS cu, de data aceasta, Fluid Team. Numele meu este Valentin Ciupe, sunt membru al Departamentului de Mecatronică la Universitatea Politehnică din Timișoara și vom încerca astăzi să conectăm programul CIROS, cel pe care l-ați mai văzut în webinarile anterioare, cu FluidSIM. FluidSIM pentru că putem oferi și o soluție alternativă mediilor de programare, dacă vreți dumneavoastră, sau de control extern a modelelor din CIRO. Am să vă rog să adresați întrebări atunci când considerați necesar sau să întrerupeți dacă doriți să expuneți ceva. Eu am făcut share screen la ecranul meu principal, pe care vom vedea majoritatea lucrurilor, dar pot să văd în același timp și întrebările dumneavoastră sau comentariile pe celălalt ecran. Bun, haideți să începem prezentarea. Sigur, despre CIROS s-a povestit în webinarile anterioare și nu voi insista foarte mult asupra lucrurilor pe care le poate face, dar vreau să vă prezint la început câteva descoperiri de ale mele, dacă doriți, în ceea ce privește în principal performanța sau îmbunătățirea performanței acestui program, știind că este un mare mâncător de resurse. De CIROS avem câteva săptămâni de folosință. Așa, în prima fază, sigur, am dorit să deschidem un model. Eu voi opta de data aceasta pentru un model educațional din seria celor mai vechi, pentru că ne oferă câteva posibilități de modificare, de ajustare, dacă doriți noastră, a mediului de simulare CIROS și, de asemenea, ne oferă câteva posibilități de îmbunătățire a performanței sau putem să le demonstrăm mai ușor. Pentru cei dintre dumneavoastră care cunoaște stațiile MPS de la Festo, cele care în principal au fost prezente o variantă sau într-alta la edițiile zilelor educației mecatronice, stația pe care eu vreau să o folosesc astăzi este stația de testare. Am să dau drumul filmulețului de prezentare a modului de funcționare. Această stație are rolul de a separa piesele atât după culoarea acestora, nu neapărat după culoare, ci după faptul că sunt negre sau non-negre, după materialul din care sunt construite, metalice sau nemetalice, este vorba de piesa aceasta din mijloc, și de asemenea mai are o funcție foarte interesantă, aceea că poate să măsoare înălțimea piesei și să, sigur, controllerul asociat să ia decizii bazate pe acest lucru. În varianta pe care noi o avem fizic, live, aici în universitate, stația aceasta, pe partea de măsurare a înălțimii, dispune de un, vedeți dumneavoastră aici, un potențiometru liniar, care evident va furniza o valoare analogică, dar cum controlerele pe care le avem noi pe stație sunt pur și simplu digitale, nu intrări analogice, atunci și stația aceasta are un comparator analog-digital care se reglează cu ajutorul a două potențiometri, ca și limite. O să discutăm despre acest lucru un pic mai târziu. Până atunci, observați că sunt butoanele din varianta, să zicem, mai veche a stației. Acesta este un alt motiv pentru care am ales această stație. Butoanele acestea sunt picuți cu probleme în ceea ce privește performanța și putem să demonstrăm mai multe lucruri pe ele. Și sunt în principiu cele clasice, dar mai există o particularitate. Ciuperca de avarie împreună cu butonul de resetare sunt conectate la un releu de safety, care nu este vizibil aici, dar este implementat în model.
și care funcționează corespunzător, are toate funcțiile implementate astfel încât la apăsarea ciupercii nu mai merge nimic și trebuie resetat pentru a putea reinițializa acest lucru. Bun, haideți să vedem pentru cei care nu cunosc astea cam despre ce ar fi vorba. Așa cum ziceam, din punct de vedere al acționării și al senzorilor pe această stație, este vorba de un cilindru fără tije cu cuplaj magnetic, acest lift care urcă toată platforma. Este de asemenea prezent un cilindru de expozare al piesei, acest din exterior, și bineînțeles un cilindru care coboară potențiometrul pentru a efectua măsurarea. Și de asemenea mai există acest opritor mic bine ascuns aici pe platforma aceasta înclinată, care poate opri piesele. Controlul este realizat cu o insulă de distribuitoare. Este vorba de 4 distribuitoare, dintre care un distribuitor are funcție 5x3, dar este implementat diferit, și cealaltă sunt distribuitoare 5x2. Din punct de vedere al senzorilor, există 3 senzori pentru detecția tipului de piesă, și anume un senzor capacitiv aici în spate, un senzor optic, cel care este pe platformă, se ridică sus, o să-l vedem imediat în model, și de asemenea un senzor inductiv pentru a detecta piesele magnetice. Pe lângă acestea, senzorii de capă de cursă de la cilindrul fără tijă, 2 la număr sus jos, și câte un singur senzor de capă de cursă pentru ceilalți 2 cilindri, la expozare pe retras și la cilindrul de coborâre a potențiometrului pe avans. În rest, lămpile de control, lămpile butoanelor de control și butoanele respectiv cu mutatorile de pe panou. Sigur, discutăm mai multe despre ele imediat. Am să deschid foarte repede documentația tehnică pentru a ne uita puțin în diagrama pneumatic, în circuitul pneumatic al stației acesteia. O să navighez direct la schemele pneumatice. Motivul pentru care fac acest lucru este că lucrând sau conectând Ciros împreună cu fluidțim astăzi, vom avea o imagine mai clară asupra ceea ce se întâmplă. Schema așa cum este implementată în schema pneumatică, așa cum este implementată în Ciros, de data aceasta, presupune ca cilindrul fără tijă, cilindrul liftului, să aibă un distribuitor 5x3 cu centru închis, lucru care face teoretic ca acest cilindru să poată fi oprit oriunde într-o poziție intermediară, în regimul de un normal de funcționare, pentru că nu apare, doar la apăsare cu pace de urgență. Un cilindru cu dublu efect și cu un distribuitor 5x2 pentru expulzarea piesei. Se vede că are un singur senzor, de data aceasta pe capătul retras. Cilindrul care coboară sistemul de măsurare, potențiometrul, un singur senzor de capă de cursă pe partea extinsă, din nou distribuitor 5x2, monostabil. Și un cilindru cu revenire quartz, este în realitate opritorul de pe platforma superioară, tot cu un 5x2, cu un port optoral. Din punct de vedere real, pe stațiile pe care le aveam, atât pe varianta veche cât și pe varianta nouă, liftul acesta este construit datorită tipului de distribuitoare folosite a insulei CPB, este construit cu o combinație de distribuitoare 2x3x2 sub ape de sens pilotate, care până la urmă obțin același rezultat ca și aici. Bun, dar mai interesant pentru noi este de data aceasta nu schema pneumatică, ci lista de alocare a intrărilor și ieșirilor pentru PLC-ul care urmează să controleze această stație, acest modul, lista pe care găsim aici, sigur în limba germană, dar asta nu reprezintă o problemă și vom vedea că ieșirile distribuitoarelor sunt pe un byte, pe primul byte, Ausgang byte 0. Lămpile de control ale butoanelor pe Ausgang byte 4 și mai există câteva ieșiri folosite pentru comunicație cu alte stații pe byte-ul de ieșire 8. De asemenea, în ceea ce privește intrările, avem intrările de la senzori în primul byte, așa cum este obișnuit pentru aceste stații, intrările de la panoul frontal de control, butoanele de start, comutatoarele și ce mai e pe acolo, inclusiv ciuperca de avarie, pe byte-ul 4 și, de asemenea, intrările de comunicație și încă o intrare suplimentară
pe baiții 8 și 9. Veți vedea că există o diferență între documentația tehnică și implementarea modulului. Din acest motiv am să las deschis această foaie pe parcursul acestui webinar și vom face o comparație și, bineînțeles, vom adapta ceea ce este de adaptat. În acest mod, încercând să vă arăt câteva chestiuni suplimentare pe care le face CIROS-ul, care se pot modifica în CIROS. Revenind la modelul nostru, voi deschide modelul de referință, cel care în mod normal nu poate fi salvat. Mi l-a deschis aici în spate, așa îl deschide implicit. Am să duc partea de help în spate. O ascund pe celălalt ecran. E ok, mă auziți? Îmi puteți confirma că mă auziți printr-un mesaj? Am văzut o întrebare. Da, da, te auzim. Bun, mulțumesc, mulțumesc. O secundă să-mi organizez un pic lucrurile aici. Păstrez pentru mine. Bun. Și acesta este modelul așa cum îl vedem noi și cum îl deschide CIROS-ul implicit. Voi face o precizare scurtă, deși cred că se vede din ecranul acesta. Este vorba de un calculator cu Windows 10 pe 64 de bit. CIROS-ul este pe 64 de bit și nu există aici probleme de compatibilitate. În schimb, știind că este un mare mâncător de resurse acest program, am început să investighez un pic ce se poate modifica, ce se poate optimiza. Dacă deschidem Task Managerul, veți vedea dumneavoastră că implicit CIROS-ul consumă un procent sănătos din procesor și veți mai vedea de asemenea un lucru, cel puțin la mine se repetă de fiecare dată când folosesc CIROS-ul, poate reușiți să mă lămuriți dumneavoastră cu acest aspect dacă l-ați mai folosit. Are un fel de memory leak, în sensul că vedeți că a ocupat deja 1,7 giga și că este în creștere memoria aceasta. Vă spun sigur din experiențele anterioare că nu se oprește până când nu umple tot RAM-ul, efectiv umple tot RAM-ul disponibil, după care se mută în page file și începe să umple page file-ul. După care, după vreo oră jumătate, după ce a reușit să le umple pe toate, revine la o valoare normală de vreo 300 și ceva de mega consumat, care este o valoare normală, vreo 50-80 de mega programul și vreo 100-200 ceva de mega modelul pe care l-am deschis eu. Bun. Partea cu memoria e bine să o știți dacă aveți alte programe care rulează în acest timp. Oricum, vă spun, după ce umple memoria își revine la normal, așa că bănesc că este un mic bug care se pare rezolvant într-un update viitor. Și îl puteți folosi ulterior fără probleme, dar să vă așteptați la acest lucru. În schimb, în ceea ce privește performanțele solicitate din punct de vedere grafic, veți constata că este considerabil de mare mâncător de resurse grafice. E normal, până la urmă, pe lângă partea de simulare, care o consumă CPU, consumă suficient de multă parte grafică. Ei, asupra acestui aspect avem un pic de control, chiar un pic mai mult control. Momentan suntem conectați la PLC-ul intern al... Încerc să fac aici o șmecherie. Ce să rulez. Așa. Și vedeți că se mișcă relativ greu. Funcționează, dar se cam târâie și se deplasează cumva secvențial și de asemenea solicită destul de mult din partea de CPU. Vă imaginați că în momentul în care urmează să deschid și fluidul e și mai distractiv. Ca fapt divers, ca să vă faceți o idee ce se întâmplă aici, este un calculatorul este un laptop, este generație destul de nouă, procesorul este suficient de performant, dar nu are GPU extern, folosește tot GPU-ul procesorului.
Așa că, sigur, așa cum am văzut și în săptămânile trecute, dacă încercăm pe calculatoare cu resurse mai mici, este cam agață. Bun, cum putem rezolva o parte din aceste lucruri? Păi, sigur, să reducem puțin din performanțele de afișare, lucru care nu va influența în mod dramatic cum arată modelul și cum se comportă, iar aceste lucruri se pot face din meniul File de la Application Options. Opțiunea care are cel mai mare impact dintre toate acestea, este vorba de display, este de activarea acestui SSAO, Software Simulated Ambient Occlusion, care va face ca adâncimea sau profunzimea să fie puțin diferită, așa cum o percepem noi, în special la aceste profile de aluminiu, unde canelurile cele ar produce tot felul de umbre interne. De asemenea, putem dezactiva și umbrele modelului propriu-zis, ca și cum nu ar exista aceste umbre. Dar, din nou, cea mai importantă este Ambient Occlusion. Dezactivarea acesteia va face ca modelul să arate un pic mai cad și nu așa drăguț, dar sigur vom obține performanțe bunătățite în ceea ce privește funcționarea lui. Dacă doriți să mergeți și mai departe, la partea de rendering, odată ce am trecut de pe modul acesta pe modul de compatibility, se întâmplă când dezactivați umbrele, vom constata că modelul se mișcă considerabil diferit și dacă are aici și drumul start, deja se mișcă ceva mai bine. Și cantitatea de GPU cerută este considerabil redusă. Sunt implementate niște timer în program sau da? Încă se agață puțin. Încă se agață puțin datorită unui alt lucru care este prezent strict pe partea aceasta și asupra căruia vom putea de asemenea să îmbrăm. Sigur, pe lângă ceea ce am făcut noi aici, dacă în continuare doriți să îmbunătățiți performanțele de mișcare, să reduceți puțin din cât de bine arată modelul, puteți să mergeți pe modelul simple. De data aceasta chiar dispare iluminarea și sigur se mișcă mult mai bine. Eu am să-l las în această variantă pentru că ne va ajuta să se miște bine modelul și în plus voi mai face o analiză a acestui model astfel încât să vedem de unde poate apară alte probleme de performanță. În meniul Extras aveți o opțiune care zice Analyze Model și dacă activați această opțiune, veți vedea că vă spune că butoanele 1, 2 și 3, este vorba despre aceste 3 butoane și despre acest switch, au în lămpile de control declarate materiale pentru LED-uri. Practic sticla aceasta este un material mai zgrunțuros ca să difuzeze lumina într-un mod plăcut ochilor, dar care va influența performanțele. Și vom scoate aceste materiale și veți vedea o diferență considerabilă în momentul în care fac acest lucru. Am mai făcut câteva experimente, nu o să le repet acum, doar vi le spun. Lăsând materialele pe LED-urile acestea, din nou, e vorba de stația aceasta model mai vechi, pentru că pot să demonstrez pe aceste stațiile model nou nu mai au materiale pe LED-uri și acolo, dacă lucrați cu acelea, nu, cu modelele noi nu apare problema, dar pot să vă arăt aici. În momentul în care încerc să fac blink la unul dintre LED-uri, să-l aprind și să-l sting, să zicem că vreme să se întâmple acest lucru, așa cum se întâmplă și aici, din PLC-ul intern este foarte ok, dar dacă folosim OPC și încercăm din exterior, vom vedea că se chiar agață cu totul simularea și că timpul acesta de rulare pe care vedeți dumneavoastră aici în dreapta jos se va opri și se va face roșu. Înseamnă că nu mai poate să țină pasul cu cele 40 de milisecunde între două frame-uri cât își dorește. Bun. Haideți să mai studiem un pic cu stația ca să o vedem mai bine pentru cei care nu o cunosc. O deschid în full screen și o arăt în full format. De ce vreau să fac chestia asta? Pentru că se va roti mult mai bine și va fi ceva mai ușor de
de văzut. Așadar, panoul de control, 3 butoane, 2 switch-uri, cu switch-ul al doilea o să avem o distracție interesantă, încă 2 butoane mai speciale, ciupertă de avarie, cele 5 piese, 3 piese, primele acestea, 3 piese roșu, negru și alb cu aceeași înălțime, piesa albastră mai înaltă, piesa verde mai mică, piesa albă este metalică, toate celelalte sunt de plastic. Insula CPV, distribuitorul 2-3 cu 2 pentru lift, distribuitorul 5 cu 2 pentru cilindrul de evacuare a pieselor, distribuitorul 5 cu 2 pentru acest cilindru, pentru coborârea potențiometrului și distribuitorul 5 cu 2 pentru acest opritor. Am să fac un pic de zoom aici ca să vedem mai bine. Așa cum vă spuneam, există și 3 senzori. Un senzor capacitiv care detectează orice piesă, un senzor inductiv care detectează doar piesele metalice și un senzor optic reglat de așanțură retroreflexiv, reglat de așanțură încât să detecteze doar piesele care sunt negre, piesele de altă culoare. Tot în ceea ce privește senzorii, un senzor și încă un senzor pe capetele de curs ale cilindrului fără tijă. Încă se vede aici. Un singur senzor pe capătul retras al cilindrului de expozare și un senzor pe capătul de cursă extins al cilindrului care coboară potențiometrul. Acesta este potențiometrul care măsoară potențiometrul liniar care măsoară înălțimea piesei și care, așa cum spuneam, în mod normal aterizează într-un convertor analog digital și pleacă mai departe prin acest link în stația reală, direct spre o intrare digitală a piesului. Ne spune dacă piesa are înălțimea corespunzătoare sau nu, doar atât. Ei, un alt motiv pentru care am ales această stație este că vom putea folosi în simularea sau în conectarea noastră, inclusiv valoarea analogică a acestui potențiometru. Știu că au existat întrebări în ședințele anterioare legate de comunicarea valorilor analogice și da, această stație permite acest lucru, vom face acest lucru. În plus, există acest opritor, care e doar un cilindru cu tijă simplu, nu are niciun senzor, e activ, inactiv distribuitorul, respectiv extins sau retras cilindrul. Bun, haideți să ne rotim stația noastră într-o poziție mai civilizată și să vedem, în cont că de fapt noi urmărim să conectăm acest model la fluidsim pentru a controla, să vedem cam ce intrări și ieșiri sunt disponibile. Sigur, le-am discutat un pic mai devreme, le-am văzut în lista aceea de alocare și în plus le mai putem vedea și în monitorul de intrări și ieșiri, monitor care este funcțional atunci când, spre exemplu, funcționează, vedeți lampa aceasta care blinkă aici, când funcționează o simulare. Diferent că simularea este cu controllerul implicit, cu simulatorul de S7 implicit și cu programul care rulează acum, sau că este extens prin OPC. Partea interesantă e aceea că de multe ori noi vrem să ne jucăm cu aceste stații sau cu modelele din CIROS, înainte de a scrie un program pentru ele sau de a face conexiunea, să ne jucăm cu ele de mână. Știți, probabil cei dintre noastre care aveți stațiile reale, că aceste stații au venit inclusiv cu un panou manual, un panou de control manual cu câteva butoane și cu câteva LED-uri, care se putea conecta pe MUFA setting și care permitea până la urmă comanda manuală a fiecărui element în parte. Ei, din CIROS, acest lucru este posibil și modalitatea prin care putem face această chestiune este să forțăm ieșirile pieseului acestuia virtual. Am să fac un pic de ordine aici, în care vreau să nu mai îmi apară station name pentru că știu ce este, vreau să nu mai îmi apară override value pentru că nu mă interesează și voi lăsa celelalte lucruri ca să ne dăm seama despre ce este vorba. Sunt organizate pe intrări-ieșiri, în ordinea lor. Și dacă vă uitați dumneavoastră aici, veți vedea că sunt intrările de la senzorii care detectează piesele, B5, B6, B7, sunt cei 3 senzori de aici, 1B1, 1B2 senzorii de pe cilindru, 2B1 senzorul de pe cilindru de expulzare și 3B1 senzorul de extins de pe cilindrul potențiometrului. De asemenea, butoanele, și veți constata că nu sunt toate, S1, S2, S3, comutatorul S4, butonul de stop, butonul de stop acesta negru și ciuperca de avarie. Comutatorul acesta nu există,
în lista implicită, lucru care mie nu-mi convine pentru că mi-l doresc ca să mă joc cu el și voi face de așa natură încât să pot adăuga în listă. Și de asemenea câteva chestii de comunicație care nu mă interesează. În plus, constatați că mai există acest B5 pâlc input, la fel ca și acesta, doar că aici are valoare digitală, este echivalentul convertorului analog digital care discriminează între piesele cu înălțimea corectă și incorrectă, dar îl avem și ca valoare analogică. Și această valoare analogică este una pe 16 biți, fără semn. Aia înseamnă că va umbla undeva între valoarea 0 digitală și 32.768, dacă nu cumva este limitat la 29.000 și cât da. Nu știu exact care e limita, nici nu contează în acest moment, pentru că piesele acestea nu depășesc o valoare digitală de vreo parcă 13, o să o vedem, care se transportă în milimetri sau în volți, că până la urmă volți o să măturăm noi aici, și o putem, ne putem imagina convertită în milimetri. Nu avem o modalitate să facem conversii în ciros. Am găsit-o eu, dar povestim și despre. Bun, în plus, sigur, intrările acestea nu are rost să le portăm, nici nu vrem să facem acest lucru, dar în schimb putem să portăm ieșirile și pot să forțez toate ieșirile distribuitorilor, primul distribuitor, primele două ieșiri, al doilea, al treilea, al patrulea distribuitor, precum și lămpile acestea, partea de comunicație nu mă interesează. Și portarea aceasta o fac pur și simplu selectând ieșirile pe care le fac. Override, sau asta plus. În momentul în care am spus override, nu mai există control din PLC-ul simulat, indiferent că este OPC sau că este altceva, și controlul este pur și simplu aici la mână. Și în varianta aceasta, dacă rulă simulare, voi putea să testez, am pus o piesă, voi putea să testez fiecare ieșire în parte cu click dreapta, override value false sau true, este vorba de tasta 1 sau tasta 0, voi folosi direct tastele de pe tastatură pentru centrarea lucrurilor. 1Y1 înseamnă coborârea liftului. O avem scrisă pe undeva, undeva pe aici, 1Y1, să se ducă spre în jos. Așa că nu mă interesează, dar în schimb 1Y2 presupune două scrisuri. Așa că dacă apăs asta 1, se va întâmpla acest lucru. Sigur, dacă apăs asta 1 și dincolo, nu o să te întâmple nimic, știm de ce, datorită construcției pneumatice, a schimbei pneumatice. Așa că, dacă îl fac pe acesta 0, liftul meu rămâne acolo și pot să-l aduc jos cu 1. Practic, trebuie să setez și să resetez contraparte de cele două ieșiri. Hai să zicem că ducem liftul sus, doar așa ca să vedem cum putem să facem comenzile aceste manuale. Foarte bine, este sus. Nu vreau să-l expozez, dar în schimb aș dori să cobor cilindrul testerului, potențiometrul de test, ca să văd ce se întâmplă aici. Să facem treaba. Constat că piesa aceasta are 10.301, ignora ce după virgulă, se va transmite de valoare întreagă, normal. Este un Win16. 10.301 valori digitale, care corespunde cu vreo 3 volți și ceva, dacă ne gândim că întreg domeniul de la 0 la 32.000 înseamnă echivalentul 0-10 volți pentru a intra digital. Bun, super! Am măsurat-o foarte bine, o să iau o decizie în ceea ce o privește, dar să facem pe asta 0 și să facem pe asta 1. Uitați-vă un pic la opritor. E ieșit deja afară și, bineînțeles, a iluminat LED-ul corespunzător distribuitorului și pot să expuzez acum piesa. Am expuzat piesa, piesa a alunecat, este plan înclinat aici, și rămâne datorită faptului că acest opritor este activ. Dezactivez opritorul și a plecat unde fi plecat ea mai departe. În regulă, ce mai pot să fac cu partea aceasta? Pot să o cobor. Hai să punem o altă piesă. Să zicem, piesa asta este mică și urâtă, nu-mi place de ea, nici măcar nu vreau să mă tot. Hai să mă tot aici. Să știu la ce să mă aștept. 0, 1 și 1 aici. 8800 valori digitale. Coborăm și o expunez
pe planul jos cu ajutorul acestui. De fapt, sună să vă spun în capăt foarte bine să stai acolo. Cam asta știe să facă statia. Lucrurile pe care lucrurile acestea le-ați văzut și din filmulet. Și așa cum spuneam, ne putem juca cum vrem noi cu ieșirile și putem să facem ce teste vrem pe statia aceasta. Sigur, dacă vreau eu să zicem, nu o să reușesc suficient de repede să opresc statia. Încerc. Dacă mi-a dat. Am apăsat, dar am apăsat prea târziu, am ajuns deja sus, nu reușesc să opresc, dar să știți că se poate opri pe undeva pe la mijlocul cursei, partea de safety. Ei, tot legat de partea de safety și după aceea o să vin mai mult să povestesc despre panul acesta. Supercar de avarie are un LED, am apăsat-o, LED-ul s-a aprins, ok, nu mai funcționează nimic pe aici, nici nu mai urcă, nici nu mai coboară. O să las distribuitorul acest activ, vedeți că nu se aprinde LED-ul, nu există tensiune pe insula CPV. Dar dacă eu extrag supercar de avarie, o pun în mod normal, ar trebui să meargă. Nu merge, pentru că așa cum vă spuneam, această supercar de avarie este legată la un releu de safety și releele de safety au nevoie de confirmarea stării normale de funcționare sistemului după ce a fost apăsată respectiv eliberată supercar. Butonul albastru face acest lucru. Și revine jucăria mea normal. Pentru că am vorbit despre acel panou, hai să mergem un pic înapoi la documentația tehnică. Undeva, nu aici, undeva există și... Technical component, panel. Era ascuns bine, dar panel, operation and control. Așa, uitați aici. Există și o explicație a butonului respectiv. Start, reset, adjust, auto manual, communication on, off, stop și quit, care este legat împreună la acest emergență. Bun. Control 0. Okay. Și revenim. 0. În regulă. Ne-am jucat cu stația, am văzut ce poate. Așa, hai să ne ducăm un pic și cu lămpile. Fac. Am aprins lampa de la butonul de start și sigur pot să le aprind pe cealaltă. Așa cum vă spuneam, există o problemă cu aceste lămpi. Și vom remedia imediat această problemă. Dar pentru a putea să dau control serverului OPC, respectiv programului FluidSim, va trebui să dezactivez override și să o las în pace. Am să închid acest monitor eu. Îl găsim întotdeauna aici sus. Sau eu un monitor. La ultima variantă de toată. Și îmi pune statea pe partea cealaltă, să fim și simulare, că nu mă interesează. Așa, și să ne uităm puțin asupra la LED-urile astea care ziceam noi că ne interesează. Așa cum știți, toate componentele stațiilor le găsim în Model Explorer și putem să afișăm de asemenea și proprietățile pentru ele. Oricum vom mișuna destul de mult aici, așa că să l-ați deschis. Și haideți să inspectăm un pic lucrurile care sunt în această fereastră. Object, testing station, este stația în întregimea ei. Și din această stație fac parte toate elementele componente. Dacă ne interesează strict partea de OPC și conectare, PLC și mai departe, vom găsi pentru oricare dintre stații sau oricare dintre modulele gata făcute, câte un program, o să ne dăm seama întotdeauna că e vorba despre un obiect de tip program, fie că îl cheamă S7, fie că îl cheamă PLC, fie că îl cheamă program la modul acesta. Și acesta este aici, vom reveni asupra lui în curând. Dar, momentan, haideți să rezolvăm problema cu LED-urile astea 3 de aici. LED-urile astea 3 de aici sunt în panel, la push button, LED push button. Acesta este
factorul nostru de astăzi. Și vom merge la general, la proprietatea generală a butonului și vom constata că are acest material, care este un material definit și care mă face să mi se miște un pic cam greu. Așa că, fără material, aia nu înseamnă că nu va mai avea culoare. Va avea culoare, va fi galben în continuare, doar că o să arate mai puțin drăguț. Oricum am dezactivat atât de multe funcții grafice încât puțin drăguț nu mai contează. Push button 1, push button 2, exact aceeași poveste. Are material, sigur e vorba de același material. Joacă el afară. Push button 3, LED, are material. Nu vreau să mai aibă material, l-am dat afară. Și switch-ul 2, ăsta de aici. Switch-ul 2 are și el un LED. LED switch 2 este plexiglas, nu e așa deranjant, dar contenă un material. Acum, cred că este o mică problemă, dar nesemnificativă. Odată ce am dezactivat materialele acestea și fac din nou analiza modelului, voi constata că nu mai mi-apar și alte, dar totuși Sensor Object LED Switch 2 are material. O mai fi pe aici pe undeva unul dintre ele. L-am găsit, material. Nu e deranjant în ceea ce privește performanța, ci doar cealaltă. Așa că, sigur, să nu dispare, l-am mai chinuit și mai devreme și nu dispare. Dar nu mai apare pentru celelalte și vreau să vă spun că modul de funcționare, așa, da? Modul de funcționare este un pic diferit. Da, bun, am reușit să anulez materialul complet de la butonul acesta. Vedem ce se întâmplă aici. Dacă piesa mea se mișcă ceva mai bine, l-am pus în regim manual, pun în regim automat, apăs butonul. E o diferență considerabilă în simulare, în modul în care se mișcă stația. Și, sigur, LED-urile astea chiar au făcut diferența. Da? Dar materialul acela este complicat de simulat și de desenat. Bun, am rezolvat partea de performanță. Acum, hai să mergem la ceea ce ne interesează pe noi, de fapt, să facem conexiunea tuturor intrărilor și ieșirilor cu serverul OPC, astfel încât să pot deschide fiul programul puțin din care să le controlez. Constat că timpul trece cam repede, așa că s-ar putea să depășim o oră. O să vă rog să aveți răbdare cu mine, încolo către o oră jumate, sigur, ne vom opri. Dacă doriți să facem o mică pauză, putem face, dar propun să mergem în continuare. Bun. Am terminat cu lucrurile acestea. Hai să vedem intrări-ieșiri. Așa cum ziceam, intrări-ieșiri și cum știm deja de săptămâni trecute sunt alocate programului nostru. Program care este momentan de tip S7 Simulator și pe care vrem să-l transformăm într-un client OPC. Și acesta este un alt motiv pentru care am ales această stație. Fiindcă o stație mai veche, odată ce am ales server OPC, sigur a apărut acest OPC aici, voi constata că server name este Festo Didactic Easy OPC 1. O știm deja din prezentările anterioare că ar trebui să fie Festo Didactic Easy OPC versiunea 2, varianta nouă, de la 5.5 încoace, cel pe care l-avem noi curent instalat și pe care l-am trimis de la Festo este 5.7. Are câteva facilități în plus, este mai drăguț și așa mai departe. Fără bug-uri, sigur, am vrea să-l folosim pe acela. Putem să-l folosim și EasyOPC 1, mai ales dacă utilizăm FluidTeam mai jos de versiunea 4. Nu cred că e caz, dar să zicem că am vrea să folosim așa lucru. Dar ce vă spun este că EasyOPC 1 nu are transport de valori analogice. Când EasyOPC 2 are, dă-mi aici, nicio problemă, facem refresh. Ciro se uită să vadă ce este instalat și puf, apare EasyOPC 2. Victorie! Odată ce am selectat EasyOPC 2, restul lucrurilor rămân. Ele implicit mergea sincron pe 2, da. Contestăm momentul acesta. Și haideți să mergem la obiectele pe care le putem asocia aici. Și vom vedea că există deja niște asocieri, și anume toți senzorii, toate butoanele și biții de comunicație sunt asociați
celor 3 bytes pe care știm deja din, din documentația tehnică, am văzut mai devreme. Ce nu există, în schimb, este intrarea analogică. Nu este asociată cu nimic și, așa cum vă ziceam, vreau să o văd dincolo, pentru că e interesant să o văd dincolo și să o pot prelucra. Așa că ce-ar fi să-i pun eu aici ceva? Connect la serverul OPC, da, pornit, este o EasyOPC 5.7. Așa cum deja ne-am obișnuit, simularea procesului se face în COSIMIR prin controllerul virtual, iar controllerul de data aceasta nu va fi, ultima dată a fost CodeSys, cu o săptămână înainte a fost CodeSys, cu o săptămână înainte a fost EasyPort, acum sigur ne-a mai rămas decât Fluidkit. Așa că mergem pe ramura aceasta și în acest virtual controller vom putea vedea intrările, ieșirile, precum și valorile analogice. S-a deschis, lăsăm intrarea acolo. Odată ce ne-am conectat, Virtual PLC mi oferă atât posibilitatea de a asocia bytes întregi, nu e cazul aici pentru că nu avem decât biți de intrare și de ieșire, excepție valoarea aceasta, precum și biți. Bineînțeles, durează un pic până face refresh din OPC, îi citește pe toți care sunt acolo. Eingang byte 0, bit 0, bla 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 și așa mai departe. Dar, de asemenea, și valori analogice. Acesta nu apare la EasyOPC versiunea 1, ci doar la EasyOPC versiunea 2. Încă o precizare, dacă folosiți modelele noi ale stațiilor, implicit se conectează la EasyOPC 2, așa că nu veți avea această selecție de făcut, dar iarăși este un motiv pentru care am ales partea aceasta. Bun, analog. Analog in 0, integer pe 16 biti, îl iau, jap cu el aici. Și în momentul acesta, mi-l va exporta spre serverul OPC și îl voi putea vedea în serverul OPC. Bun, excelent. Apply. Tot aici. Hai să rulăm o simulare. Sigur, o să ziceți, dar degeaba o rulăm că nu putem să-i facem nimic. Așa este, nu putem să-i facem nimic încă. Dar vreau să vă arăt altceva, și anume faptul că o să ne trezim cu panică, erori. Nu chiar, mai degrabă niște warning-uri care nu ne afectează, sunt erori de fapt, dar nu ne afectează, și se referă la async read OPC quality, bla 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 bla, se referă la faptul că unele dintre valorile pe care CIROS-ul le exportă, EasyOPC-ul nu le poate citi. De ce? Pentru că dacă noi ne uităm la virtual controller, vom vedea, uitați, sunt deja câte ăștia senzorii și ăsta e butonul de not out, faptul că nu i-a apăsat. Mai încolo. Exact cum se aprind și se schimbă culeta. Dar vom vedea că implicit sunt alocate doar 7, sunt alocate doar 7 bytes de intrări și doar 7 bytes de ieșiri. Sigur, putem să umblăm aici, dar dacă nu umblăm aici, aceasta este problema sau aceasta este cauza problemei noastre. Pentru că dacă vin din coace să mă uit, o să văd că senzorii sunt pe byte-ul 1, da, știu, în documentația tehnică erau pe byte-ul 0 și pe byte-ul 4, iar aici sunt pe byte-ul 1 și pe byte-ul 5. Ok, o să-i lăsăm așa și o să-i folosim așa. Robotul nu lemni, nici nu poate, pentru că trebuie să-l opresc. Dar cele de comunicație sunt pe byte-ul 9, byte 9 care nu e definit aici. Ups, hai să le scoatem afară, că și așa nu avem nevoie de ele. Le selectăm pe toate sau câte una, clic dreapta, remove assignment. Gata, nu mai vor fi exportate spre EasyOPC, la fel și la ieșiri. Gata, remove assignment, apply. Bun, în acest moment, dacă rulez din nou simularea, nu se mai întâmplă nimic rău, pentru că nu mai e nicio problemă. În regulă, lăsăm serverul OPC în pace, legătura este făcută, totul este perfect, mai puțin un lucru. Nu-mi convine că acest switch, ăsta de aici, nu se exportă. De ce nu se exportă? Eu îl vreau, vreau să-l folosesc, am nevoie de el. Bun, hai să vedem ce-o fi cu switch-ul ăsta. Se exportă, se exportă, se exportă, se exportă, de unde știu? Sigur, acum o să mă întrebați, dar de unde știu? Păi știu că le-am învățat deja pe din afară, butonul de 11, 12, 13. Și S14 sunt acestea de aici, primele. S15 este butonul negru de sus. Și S17 este ciuperca de avarie negată.
dacă nu e o constatație fonologică, așa cum ar fi și normal, este până la 8, dacă nu am anunțit. Bun, dar nu l-am pe switch-ul 2 și nu l-am nici pe Falbatron, nici nu mi-l doresc, doar resetează reloadul de safety. În ceea ce privește ieșirile, toate sunt la locul lor, deci intrarea analogică am asociat-o, așa că ce-ar fi să mai fac eu o șmecherie, astfel încât să am și posibilitatea de a-mi exporta acest switch al doilea. Știu că în săptămânile trecute s-a discutat despre conexiunile elementelor în model și aici vom ajunge și noi. Așa că dacă intru la program, la S-Sharp Testing, o să văd că am intră-reșit. Este simulat un PLC cu 32 de intrări și cu și parcă aici, multe dintre ele fiind inactive. Momentan vedem că sunt asociate unele intrări la Station B5, este conectat la Recognition Module Inductive Sensor, e clar ce face lucrul ăsta. Și că o grămadă de intrări digitale sunt inactive, iar pe aici intrările pentru butoane. Switch-ul 1, ăsta de aici, este asociat cu panele 14 care se exportă dincolo și l-am văzut deja, în schimb switch-ul 2 nu este asociat cu nimic interesant. El este asociat cu ceva de la comunicație, pentru că asta făcea implicit, seta comunicația. Ori, eu nu-l vreau acolo, că oricum nu folosesc comunicația, așa că ce-ar fi să-l tai eu de aici și să-mi-l duc acolo unde am nevoie. Așa că acest switch 2 îl dezactivez, edit, remove connection, a dispărut, și n-am decât să-mi definesc o intrare care o vreau eu, ca de exemplu aceasta, pe să zicem rename, și le spunem cum se spune, panel, liniuță jos, S2, panel switch 2, vreau să-i spun așa. I-am dat un enter, este o valoare digitală. În momentul acesta, pe intrările inactive nu pot să conectez nimic, nici nu pot să fac nimic. Până în momentul în care nu-i dau un nume, în momentul în care îi dau un nume, s-a activat, pot să-l portez 1 sau 0, să-l dezactivez și mi-l face inactiv, sau pot să-l asociez cu switch-ul meu. Bun. Pentru switch-ul 1, ca să văd de ce e acolo, este în panel switch 1, output-ul on. Ok, o fi având și switch-ul 2. Nu știu, cred, așa ar fi normal. Hai să mergem să vedem. De la asta este deschisă ca să-l pot aduce. Mai există o modalitate prin care se pot realiza conexiunile, doar că eu prefer să merg pe această chestie un pic mai vizuală. Panel, switch 2, switch 1 are internal switch, partea fizică a butonului și ieșirea on, conectată deja la S14, parcă. Mă interesează switch 2. Switch 2, ăsta are și LED, bravo lui. Intrări nu mă interesează, are ceva intrări care vin de la butonul fizic, de la partea desenată. Dar ieșirile, acest on, este confirmarea că e comutat. Și îl agăț cu mouse-ul și fac drag and drop de panel switch 2. Uf! Și la panel switch 2, în momentul acesta, dacă merg, voi constata că este asociat cu butonul meu și intrarea aceasta este făcută. Practic am făcut o nouă conexiune între două elemente. Între un element fizic, asta-i butonul acela, ieșirea butonului, și o intrare a PLC-ului. Ok, asta înseamnă că dacă eu revin la serverul meu OPC, la items, și un aici, o să constat că panel switch 2 a apărut, uitați-l, dar nu are asociat niciun bit. Păi, din bitul 5 o folosesc deja până la, din bytul 5 o folosesc deja până la bitul 5, 0.5, așa că hai să-i adăugăm bitul 1, bit, adăugăm și lui ceva. Bitul 6, de acord toată lumea? Derulăm nostru, byte-ul 1, byte-ul 2, byte-ul 3, byte-ul 4, byte-ul 5. Este o intrare, Eingang byte 5, bit 5, nu, l-aveam folosit, pardon, Eingang byte 5, bit 7. Drag and drop. Bingo. Apply. Asta înseamnă că acum, dacă eu folosesc și switch-ul acesta, Mr. Byte poate reprogram.
Practic, aceasta cam conclude toate setările pe care o să fac disponibil de la server, se va reconecta când pune simulare. Aceasta cam concluziona setările, să zicem noi, pe care le-am mai descoperit și pe care le mai putem face, atât pentru îmbunătățirea performanței, cât și pentru realizarea conexiunilor noi între elemente. Pot să închid acest lucru, o să vreau să închid acest lucru pentru că jumătate din ecran o să mi-l consume. Și de asemenea, pot să salvez stația, nu pot să o salvez direct, pentru că sigur o să țipe că este read only și că trebuie să... Hai să încerc. Nu, am deschis reference model, da. O să o salvez as și mă duc într-o altă parte, de exemplu acolo unde el implicit salvează modelele și le zic test mutation de factory. Ne salvează și asta înseamnă că îmi păstrează toate setările acestea pe care le-am făcut eu pentru tura viitoare. Bun. Parte. O să mă întrebați ce chestia asta selectată de aici, programul de PLC. Da, știu, e ciudat. Așa. Bine, afișa. Așa, ia să pornim noi simularea. Simularea ne-a pornit implicit serverul OPC. Ramură aceasta. Și dacă mergem în virtual controller, vom vedea că avem pe aici încă un bit activ și s-a aprins, sigur, se aprinde și LED-ul din el, se vede, dar mi s-a exportat și acesta. Așa că, dacă eu reușesc să aduc o piesă, voi vedea inclusiv partea de analogic. Bun. Da, sigur, dacă le forțez pe aici ca ieșiri, nu mai are OPC control, dar o să le văd încolo. Nu uităm că suntem pe byte-ul 1 și pe byte-ul 5. În documentația tehnică erau byte-ul 0 și byte-ul 4, dar sunt în aceeași poziție. Așa că, haideți să mai facem o chestiune. Eu am pregătit fișierul aici. Am copiat-o din documentația tehnică și mi-am scris câte ceva ca să le avem. Hai să punem și switch-ul 2 la intrarea 5.6. O să le păstrez aici ca să le vedem mai ușor, pentru că sigur dincolo nu puteți. Cu cirosul am cam rezolvat-o. Ce ne era interesant am făcut? Arată cât de cât bine și să ne putem lucra liniștit cu el. Așa. Fluid Sim, dacă mă întrebați pe mine, este unul dintre cele mai minunate programe cu care vă puteți întâlni în activitatea dumneavoastră didactică. Și Fluid Sim versiunea 5 este un update considerabil față de versiunea 4. Mulți dintre dumneavoastră ați folosit versiunea 4, știți despre ce este vorba și ați constatat că e extraordinar, doar că îi lipsește acel ceva ca să-l facă și mai bun. Ei, l-au pus acel ceva în versiunea 5, este vorba de simulări mult mai reale, apare inclusiv partea de electronică, componente active și pasive electronice și de asemenea o compatibilitate sporită cu... ca aspect cu e-plan. Tot aceasta seamănă cu e-plan. Cei dintre dumneavoastră care ați lucrat cu scheme electrice în e-plan știți acest lucru. Pentru cei care nu cunosc programul Fluid Sim, acesta se prezintă în două, sau se prezenta până la varianta 4, în două variante, pneumatic și hidraulic. Modelele matematice din spate erau un pic diferite. De data aceasta, la Fluid Sim, versiunea 5, pneumatic, hidraulic și electric sunt toate într-una. Este un program de desenat scheme și de simulat funcționarea acestor scheme. Și o simulează cât se poate de bine. E foarte realist, foarte, foarte realist și poate să facă atât de multe lucruri încât cred că mi-ar lua puțin 3 ore doar să povestesc despre Fluid Sim. Pe scurt, putem construi o schemă pneumatică, putem să acționăm distribuitoare, putem să
facem ce vrem noi, putem să facem o schemă pur pneumatică, putem să facem o schemă electropneumatică sau putem să facem o schemă de control, inclusiv cu un mic PLC intern, lucru pe care să-l facem și noi. Și toate lucrurile astea să se întâmple doar în fluidțin. Vreau să vă spun că este foarte parametrizabil, ține cont, am adus un cilindru cu un defect, de exemplu, ține cont de, uitați, tot. Aici. Putem parametriza aproape toate componentele în totalitatea lor, inclusiv ține cont de lungimea furtunurilor dintre un element și alt element. Pe scurt, mai zis repede, pentru noastră care nu au avut tangență cu să facem o șmechere aici, am adus o sursă de presiune, un distribuitor 5 cu de comandă manuală și un cilindru. Albastru închis presiune, albastru deschis lipsă presiune, l-am extins, retras, ca să vă spun că inclusiv lungimea furtunelor acestora poate fi configurată, nu se putea înainte, aici este, ia uitat, 0,5 metri, dacă pun 2,5 de metri și diametrul furtunului este interul de, da, ok, furtun de 4, o să constatați inclusiv, e prea cilindru, dar mă rog, dacă cilindrul era mai mare, ați fi constatat, nu mai modific acum, că se mișcă mult mai încet. Deci ține cont inclusiv de rezistențele hidraulice din circuit. Bun, poate foarte multe pe pneumatică, sunt convins, sunt mai convins că dumneavoastră folosiți deja în ofensiv asupra părții pneumatice și asupra părții electropneumatice, doar vă spun că este un upgrade considerabil de la versiunea 4 și că dacă nu l-aveți deja achiziționat, merită. Deci, licențele acestea pe care le-am primit de la Festo, mulțumim Festo pe această cale, țin, cred că până la sfârșitul lui iulie, înseamnă că anul viitor trebuie deja să achiziționăm versiunile full, la fel și pentru Ciro. Bun, dar nu mă interesează acum partea aceasta de pneumatică, ci mă interesează cum mă conectez la Ciro. În cont că tot ce înseamnă pneumatică, electrică, mecanică, este deja făcut în Ciro, nu trebuie să mă ocup de aceste lucruri și trebuie să mă ocup doar de conexiunea relor ieșirilor. De data aceasta, fluidțimul va funcționa pe post de controlar. Aici. Scurt de tot, doar o chestiune vreau să vă spun, poate că unii dintre noi știați deja de ea. La opțiunile programului, la simulation, există posibilitatea de a rula în slow motion, 1:1 real time, 1:10, o să miște toate lucrurile de 10 ori mai încet dacă vrem să vedem cum se mișcă și să ne dăm seama ce se întâmplă. Bun, revenim. Ia să ne construim noi un controller. Practic, ar trebui să facem cam ceea ce am făcut și în Ciro, să conectăm la serverul OPC intrări și ieșiri digitale și analogică o bucată. Acest lucru se realizează în structura ierarhică, în structura evoluționă ierarhică, mergând, trecând de pneumatică, hidraulică, electrică, parte de control, până departe, unde ajungem la ultimul tab, sau penultimul tab, așa, EasyPort OPC DDE. Iar aici vom găsi câteva chestiuni interesante. Și anume vom găsi intrări digitale, blocuri de câte 8 intrări, câte un byte, respectiv ieșiri digitale și de asemenea intrări și ieșiri analogice. Acum, dacă ne aducem aminte, stația noastră exporta senzorii într-un byte și starea butoanelor în alt byte, așa că voi aduce încă un byte digital de intrări. Și de asemenea, primea confirmarea activării, dezactivării ieșirilor de pe stație pe un byte digital și lămpile de control pe celălalt byte digital. Și mi-am adus, practic, două module de intrare și două module de ieșire pe care le pot asocia cu serverul meu OPC. Și în varianta aceasta să pot să schimb informație între intrări și ieșiri. Voi face prima dată acest lucru, dublu clic pe un modul, implicit între proprietăți încearcă să se conecteze la EasyPort și
știți că în prima sesiune dedicată celor să discutat despre EasyPort, despre tools și acelea de achiziție, interfețele de utilizare, să zicem, a PLC-urilor reale, dar pe noi ne interesează de data aceasta o conexiune OPC. Implicit, se alege EasyOPC 2, ceea ce e conform cu ce avem dincolo, iar obiectul asociat acestui modul de intrare ar trebui să fie în virtual PLC un byte. Sigur, tentația este să mergem la bit. Poate nu putem să facem acest lucru, pentru că dacă mergem la bit, asociem un singur bit unui byte întreg și nu o să se mai întâmple nimic. Așa că dacă selectăm rădăcina acestui virtual PLC, avem direct outgun byte, respectiv ingun byte. Lucrurile acestea le mai știm și de data de dățile trecute, și la CodeSys și la Tulkasim, este exact aceeași poveste. Dar haideți să vedem ce cu ce asociem. Păi hai să fie primul modul ingun byte 1 pentru senzori. Connection established verde, no connection low. Cazul nostru o să fie verde sau nimic. Și virtual PLC ingun byte 1, din coace, va trebui să fim pe ingun byte, poate în documentație, dacă. Aici, pas în documentație, 5 în serverul nostru. Așa că ținem cont de acest lucru, EasyOPC, ingun byte 5, virtual PLC, ingun byte, mă contează, aleg unul la întâmplare și schimb numele, este text, pur și simplu este text, se poate modifica întotdeauna. Ajungem acolo. Bun. De asemenea, ieșirile sunt pe outgun byte 1 și outgun byte 5. Pentru distribuitoare, respectiv outgun byte 5 pentru lămpile de control. Și pe lângă acestea mai aveam și o intrare digitală, un analog in, măsurarea înălțimii pixelor la ce ne folosește. Analog in, aceeași procedură, dublu click, server OPC, EasyOPC 2, browse, virtual PLC, analog, analog in 0 pentru că așa l-am setat și din cod. Native type, short sau long, nu face diferența, acel uint pe 16 bit vine. Ce putem modifica în schimb este dacă intrarea e 0,10V sau -10V, 10V. Nu vom lăsa pe 0,10V. Dacă o punem pe -10,10, o să avem surpriză, pentru că practic de la 0 la 16.000 cât o fi, ar fi între -10V și 0 și de la 16.000 la 32.000 ar fi între... Parcă așa erau împărțite, sau 0,32, oricum sunt împărțite. Cei care lucrează mai mult cu valori analogice pot să spună mai mult. Dar o lăsăm pe 0,10V ca să avem valori între 0 și 32.000 și 767 și să fim întotdeauna cu tensiune pozitivă pe intrarea 0. Sigur, vedeți că sunt mai multe porturi aici și am umblat doar la portul 1. Portul 2, portul 3, portul 4 sunt pe EasyPort, nu contează, nu există conexiune acolo, nici nu umblăm la ele, pe noi ne interesează doar portul 1. Pentru cele digitale nu există decât un singur. Bun, am făcut acest lucru, hai să vedem dacă avem ceva succes. Până acum, rulăm simularea, aici, îmi pornește serverul de OPC, rulăm simularea și din coace, mi se conectează la serverul de OPC, am tot felul de... și constat deja că am câteva chestiuni verzi, tot care îmi spune că îmi citește senzorii de capăt de cursă, ăsta de aici și butonul de avarie. Practic, dacă eu apăs în momentul acesta butonul de avarie, I5.5 s-a dezactivat. L-am desetat. Dacă apăs alte butoane, aici avem, aici avem, avem, switch-ul este, switch-ul 2 e în capătul celălalt, că l-am pus pe 6, aici și butonul de stop, butonul de stop pe 4.
Nu e absolut instant toată povestea asta. Sigur, poate că un calculator mai răsărit, nu neapărat un laptop, ar face ceva mai multe, dar asta este și unul dintre motivele pentru care am tăiat destul de mult din partea grafică de la Giros. În regulă, ei, și ce putem face noi cu aceste intrări și ieșiri? Ce putem face întotdeauna cu intrări și ieșiri? Să le controlăm. Acum, din acest punct de vedere, Turismul este maestru, să zicem, și vă permite să fiți platform independent, dacă vreți, să zicem așa în engleză. Nu contează ce tip de PLC vreți să folosiți. Nu contează că aveți o materie sau că vreți să controlați tația aceasta fără PLC. Poate că vreți să o faceți, eu știu, în anul 1, 2, când studenții noastre nu știu să facă programare. Mă gândesc acum fix la partea didactică. Dar ați vrea să le demonstrați funcționalitatea de mână cu conectarea aceasta. Și aia înseamnă să avem niște butoane, să avem niște becuri care să ne indice diverse lucruri, să vedem și noi cumva cât de înaltă e piesa respectivă și așa mai departe. Și da, se poate face acest lucru, pentru că întotdeauna putem utiliza componente electrice pasive pentru a activa, dezactiva ieșiri și, bineînțeles, pentru a vizualiza starea intrărilor. Am să fac acest lucru pe scurt, doar pentru câteva dintre elemente, după care voi trece repede și la partea de PLC, pentru că și asta e interesant. Așa, hai să vedem. Aici sunt ieșirile distribuitorilor, aici sunt lămpile de control, aici sunt senzorii, sigur, pot adaug și text, nu are sens acum să fie vremea, dar vezi că se poate. Merg repede, sunt undeva pe la miscellaneous, de aici. Este bitmap, este terminal diagram, mai este text, official, acum stă undeva. Eu sunt foarte obișnuit cu versiunea 4, versiunea 5 este relativ nouă pentru mine. Având licență pe 4, l-am fost mai mult. Bun, revenim. O să caut pe la comenzi electrice, că acolo mă interesează, vedeți că sunt o grămadă, niște butoane cu reținere, ca să pot activa și dezactiva ce vreau eu. Atenție la un aspect. Când folosiți fluidul implicit, Connect automatically este bifat și înseamnă că dacă veniți cu câte o componentă și dați drumul aici, vreau și conectează. Ceea ce câteodată e bine, câteodată devine enervant. Eu m-am obișnuit să o las dezactivată pentru că nu îmi place cum mi le conectează întotdeauna. Și de aceea o las dezactivată. Așa. Am pus 3 butoane. Câte ieșiri aveam? 1, 2, 3, 4, 5. Haideți să pun și dincolo, mai pun niște butoane. 1, 2, 3, 4, 5 butoane care să-mi controleze cele 5 ieșiri, practic cele 4 distribuitoare. Așa. Sigur, de data aceasta lucrăm în regim pur electric, dacă vreți dumneavoastră. Și asta înseamnă că butoanele acestea trebuie să trimită ceva tensiune spre ieșirile distribuitoarelor. Suntem efectiv în lumea electrică și modulul acesta fluidsim out, la care mă conectez acum, nu e altceva decât regleta din dulapul electric cu clemele dependente. Și înseamnă că am nevoie, bineînțeles, de sursa de tensiune. O spasă de volte aici. Pe care voi conecta la toate. Legat de senzori. Sunt toți PNP, nu trebuie să faceți nicio setare pe acolo. Aia înseamnă că vă vor furniza implicit plus 24V în momentul în care, se activează. Așa. Și mi-am conectat butoanele pentru intrări. Ce m-ar fi drăguț de văzut? Câteva dintre valorile senzorilor în sensul de on-off. Așa că am să aduc, de exemplu, niște lămpi de control pentru a vedea ce se întâmplă. Mai știți ce senzori erau? Unde? Sigur, ieșirile erau consecutive. Nu mai știu. Hai să mă uit un pic aici să văd. Senzori. Vital 0. Senzor piesă metal, nu, ăsta nu mă interesează, dar mă interesează faptul că există piesă pe 0.1. Bine, lampa asta o duc dincolo atunci. Există și o metodă atunci când vom lucra imediat.
Am spus și ce ar mai fi interesant să văd dacă ejectorul este extins. Asta mă interesează. Senzor ejector retras? Nu, aici am greșit eu. Asta este senzor testare. 5 și 7. 5 și 6. Fac. Și fac. Bun, mă grăbesc un picuț. Nu avem o modalitate să dăm timpul mai încet în lumea reală, doar în fluiție. Și pentru că nu degeaba am adus intrarea aceasta analogică, hai să văd ce e acolo. Păi pot să văd ce e acolo măsurând tensiunea. Volți de la 0 la 10, echivalent cu 1. Echivalent cu piese cu înălțimea de la 0 până la, asta am uitat să vă arăt în giros, dar senzorul acela este între 0 și 70 de milimetri are cursa. E între opțiunile, între proprietățile senzorului. Mai revine acum, dar e acolo. Așa, hai să vedem ce senzorul putem să ne jucăm. Ăsta rulează foarte bine, ca fapt divers. A trecut deja de mult de cei 8 giga și s-a stabilizat undeva pe aici. Am mâncat toată memoria după care s-a golit. Așa. Dei. Senzorul acesta este activ. Îl văd aici. Și senzorul este activ, dar nu mă interesant. Bun. Ce pot să fac? Ăsta rulează, ăsta rulează, să-l controlez de mână. Domnule cilindru, du-te în jos. L-am apăsat. S-a albăstrit acest furtun. Îmi fură presiune ca să-l coboare. Nu mi-este cu nimic util. Hai să-i pun o piesă. Ce piesă să-i pun? Uitați, pun piesa roșie. I-am pus o piesă. Am piesă. Și este colorată. Bitul 2. Sus cu cilindrul. Uf. Nu-l extind, dar îl măsor. Și mă uit să văd ce se întâmplă aici. 3,14 volți. Să zicem 31,4 mm, să zicem. Foarte bine, l-am măsurat, pot să-l dau și afară. A plecat cu totul, am uitat să opresc copitorul. Ok, sus. Hai să punem de data aceasta o piesă albastră. Sus cu doamna piesă. Jos cu cilindrul de măsurare. 3,6, 36 de milimetri, 3,6 volt. Ok. Am extins și opritorul. Evacuat piesa. Îi dau drumul să plece mai departe. Jos cu liftul. Bun, astea sunt piese cu înălțime corespunzătoare. Asta vede, în schimb, e cam pitică. Să vedem ce se întâmplă. Aici. O măsurăm. 2,69 volt, 27 de milimetri. Bine, nu-mi place de tine, nu-ți dau drumul acolo, nu mergi mai departe, te cobor și intri în acel șup. Foarte bine, stai acolo. Pe scurt, cam aceasta ar fi modalitatea de control direct. Sigur, puteți face o schemă de automatizare cu relee, fără nicio problemă, și să combinați intrările și ieșirile așa cum doriți dumneavoastră. Inclusiv legături între modulele de intrare și modulele de ieșire. Puteți face direct, fără nicio problemă. Spre exemplu, am să fac o nouă modificare. Uitați aici. Rad acest buton și, deși o să se încurce un picut, dacă piesa este metalică, să-mi extindă automat opritorul. De fapt, cât timp piesa metalică este detectată, să-mi extindă automat opritorul, ținând cont că senzorul să rămâne jos. Hai să vedem ce diferență o fi. Păi, uitați, pun o piesă roșie. Opritorul retras. Ok. Apară cu dumneai. Pun o piesă metalică. Așa.
o piesă metalică și mi-a extins oprițorul, vedeți că și LED-ul acesta este activ. Bun. Ne-am lămurit, putem să facem orice schemă electrică dorim, astfel încât să controlăm în totalitate această stație. Dar, o să mă întrebați, bun, dar tot ce e aici este digital on-off. Cum iau decizii bazate pe înălțimea piesei? Că de aia am folosit stația aceasta analogică. Mă uit la voltmetru, o să-i fac ceva? Nu, dar pot să folosesc un comparator analog-digital. Acel comparator îl găsim pe la switches electrice pe aici și se numește signal converter. Și dacă aduc, o să opresc un pic simulare ca să pot face tările mai bine, dacă îl aduc pe acest signal converter și mă uit la el, o să constat că habar n-am ce instare să facă, nicio problemă. Clic dreapta pe componente, este valabil pentru toate componentele. Properties înseamnă același lucru ca și dublu click, dar clic dreapta component description. Și la component description am o poveste întreagă despre ce se întâmplă aici. Capac divers, inclusiv la cilindri, vă arată același lucru, inclusiv la componentele electrice și așa mai departe. Deci vi le povestește pe toate și vi le povestește bine. Chestia asta face exact ce vrem noi să facă. Are o intrare, cel pe care l-am ales eu, are o intrare și două ieșiri, care sunt setabile individual, fie ca switching point, fie ca window. Cu istereză, fără istereză, make contact, break contact, cum vrem noi. Să nu uităm doar că trebuie să fie și alimentat pe 1 și pe 3. De asemenea, 2 și 4 sunt ieșirile, iar 1 va fi intrarea analogică. Okay. 1 este intrarea analogică. O conectez aici că oricum l-am deja. Ăsta la 0V. Și aici o să am un warning că sunt suprapuse niște. Bine, bine, foarte bine să rămână și warning-ul. Și mi-au și un 24 de punți. Da, am făcut un pic de haos pe aici, dar tot exact ce se întâmplă. Așa. Și am de data aceasta două ieșiri. Ce pot să fac cu ele? Păi, pentru simplitatea lucrurilor, sigur, le putem introduce întotdeauna în schema electrică. Este deja o ieșire digitală. Două ieșiri digitale. Copy, paste. Un back, paste, al doilea back. Haideți să facem următoarea poveste. Să conectăm unul aici, unul aici. Și sigur că le ducem și pe ele la 0V ca să închidem circuitul. Ieșirea va fi, bineînțeles, de 24V. Și să parametrizăm. E o chestie care mă încurcă. Nu vreau să văd toate liniile acestea. View, show current path number. Am mai clarificat un pic. Dublu click sau click data properties și deja pot să mi-l parametrizez. Cum vreau să fie threshold sau window comparator? Threshold value. Dacă este peste 2,7, hai zicem, dacă este peste 2,8V, atunci show all settings, make switch. Istereză, nu. Ieșirea 2. Ieșirea B, 2. Dacă este peste 3,5V, îmi facă și a doua ieșire. Ok. În momentul acesta, dacă rulez din nou simulările, da, știu că sunt supraimpuse, nu mă deranjează, foarte bine să fie sănătoase. Așa, o piesă roșie, sus cu doamna piesă, jos cu măsuriciul meu. Pur. Da? Și constat că sunt 3,14V, îmi face prima ieșire, este peste 2,7. Foarte bine. Eject, jos cu piesa, jos cu liftul. Piesă verde, mai mică decât 2,7V. Beznă, nimic, 0, 2 biți, deja discriminantul este ok. Este o primare și haideți să vedem și cu piesa albastră. Albastră, sus cu piesa, măsurată,
ambele ieșiri active, pentru că este atât peste 2,7V, cât și peste 3,5V. Avem 3,7V și amândouă ieșirile sunt active. Niciuna, prima sau ambele, astfel încât pot să decid exact ce înălțime are piesa mea și dacă este corespunzător. Sigur, în loc să le leg la becuri, pot fără nicio problemă să le leg la niște intrări într-un piesă virtual. Piesă virtual despre care discutăm imediat. Întrebări dacă aveți? Dacă nu, o să facem... Bine, rămâne înregistrarea, oricum, cred că se înregistrează, da, se înregistrează. Așa, rămâne înregistrarea și puteți să reproduceți acest lucru, dar hai tot să salvez, poate fi util cuiva. Și dacă aveți nevoie de fișier așa cum l-am configurat ca să vă jucați cu el, pot să vi-l furnizez. De asemenea și statea o să fac pachetel dacă este util. Bun, dar de multe ori, cel puțin cum s-a discutat până acum, am vrea să controlăm statea aceasta cu ajutorul unui PLC. Logica de lucrul ăsta este să fie făcută programat, nu cablat. O putem face cablat, am văzut cum, ideal ar fi să facem programat. Bun, ca să facem acest lucru, ar trebui să ne facem un pic de curățenie, nu mai avem nevoie de componentele electrice. Intrările și ieșirile PLC-ului vor fi conectate direct la module, mai puțin intrare analogică, la care PLC-ul din fluidism nu are, la fel ca și PLC-urile vechi de la sistem, nu are intrare analogică. Și simulează, de fapt, un echivalentul unui logo, un PLC logo. Releu programabil, cred că mai e dragă bine spus. Umblând în structura aceasta ierarhică, puteți derula până dați Digital Technology și veți constata că sunt două tipuri de PLC, PLC cu 8 intrări și 8 ieșiri, sau Logic Module. Un logic modul cu 16 intrări și 16 ieșiri, care sigur nu este mult mai potrivit de data aceasta. Iar acest logic modul poate fi programat în regim function block, utilizând blocurile de funcție standard, așa cum le știm, dacă ați lucrat cu Logo, sau dacă ați lucrat cu Zelio, sau cu Zen, sau cu Alpha, sau cu toate celelalte variante ușoare, sau entry, sau low cost de la toți producătorii, cam tot fac. Zimul face, Mitsu face, Pesto are altceva. Majoritatea producătorilor au câte un releu programabil de genul acesta, programabil cu funcții block. Mai limitat, nu se pune problema, poate sunt complicate, dar putem controla o stație de genul acesta. Nu voi face un program complet, voi face doar un demo scurt, ca să vedem cum se poate realiza. Până la urmă, scopul este să vedem cum le conectăm, nu neapărat partea de program de aici. Pentru că o să vă mai arăt încă ceva în măsura timpului disponibil. Sigur, eu povestesc dumneavoastră, dacă aveți timp disponibil, rămâneți cu mine. Știu că e vineri, dar în Timișoara e vreme urâtă, așa că putem să stăm. Mai și glumim. Bun. Da, chiar e vreme urâtă. Ar trebui să facem niște legături, niște conexiuni. Modulele mele au rămas aici și le pot conecta intrări la intrări, ieșiri la ieșiri. Vedeți că intrările mele sunt notate de la I0 până la I15, ceșești intrările, la fel și ieșirile. Iar aici am 8 cu 8, așa că va trebui să fac niște redefiniri vizuale. Dacă mă descurc fără, să fac foarte bine, dar de cele mai multe ori, mai ales dacă lucrez cu studenții, veți avea nevoie să faci definițiile respective, o să ajungem și acolo. Facem un picuț niște legături. Haideți să vedem cine cu cine se conectează, ce mă interesează în principal. Păi aș vrea senzorii. Senzorii sunt de la 0.0 până la 0.6. Din 7 de aici. Și butoanele sunt de asemenea de la 0.0 până la 0.7. Deci teoretic aș putea să fac toate conexiunile, excepție ultima de aici și ultima de aici. Ceea ce este ok pentru mine, dacă vreau să folosesc partea aceasta în totalitate și vreau să folosesc acest model pe care îl construiesc eu acum ca bază didactică pentru studenți,
Pentru că celelalte două intrări care îmi rămân neocupate vor fi numai bine utilizate de comparatorul analog digital. I.7 nu, așa că merg mai departe. Da, știu, l-am decalat. Oare bine? Hai că lăsăm așa și le punem în ordine, vedem noi dacă e bine. Nu le puteți modifica în alte punct. O să ni se mai suprapună câteva linii, nu e o problemă asta. Pot întotdeauna organiza corespunzător. Așa. Și ne-a rămas ceva de folosit de la de asta momentan n-am nevoie. Făcut un mirror orizontal. Ok, delegat. Prima. Documenteze. A doua intrare este aici. Și în momentul acesta avem toate intrările legate deja. În ceea ce privește ieșirile, știm deja că avem 5 ieșiri aici și avem una, două, trei lămpi pe care, dacă dorim, putem să le legăm. Vom face și aceste legături. Deci doar cele care ne interesează. Ne mai rămân niște rezerve. Click, drop, click, drop. Nu e nimic special aici în ceea ce privește. Păi o să le leg în continuare. Așa. Dar ca să funcționeze jucăria asta, bineînțeles, trebuie alimentată. Așa că hai să căutăm 124. Bun. Încă o chestie faină la versiunea aceasta de Fluid Sim. Dacă nu vreau ca 24-ul ăsta să fie 24, nicio problemă, între minus 400 și 400 pot să spun cât vreau eu. Eu vi-o recomand cu mare căldură, versiunea 5 mă refer, pentru care multe, multe, multe chestii plus. Bun. Legăturile acestea sunt făcute. Conexiunile instalizate, așa ca să nu țipe. Ei, și în momentul acesta aș putea să scriu un program de PLC. Dublu clic pe PLC-ul meu. Tot așa. Mai fac eu un save as. Save Giro. Dublu clic. Și constat că prea e mare lucru. E, am un buton de edit. În momentul în care dau clic pe edit. Mi se înverzește povestea aceasta. Pentru că n-am nevoie decât de butonul Start și Stop. Și voi lăsi Fluid Sim, astfel încât să pot să duc bara aceasta. Intrările în PLC se folosesc doar ca intrări. Ieșirile, în schimb, odată pe aceste borne le activez, dar au și ele ieșirea proprie pentru că pot să mă întorc din ieșiri ca să le folosesc echivalent în schemele electrice din LED-uri, dacă prezintă. Bun. Super. Trebuie să scriu un program. Ce vreau să facă? Păi, nu știu, o să fac o chestiune foarte simplă ca să nu pierdem prea mult timp. Și voi zice așa, dacă am piesă. Ok, dacă am piesă și dacă apăs butonul de start, ceva, dar hai să folosesc switch-ul acesta, switch-ul 1, ca să urc și să cobor liftul. O să folosesc switch-ul 1 ca să urc și să cobor liftul. Nu mai știu pe unde e, nicio problemă, mă duc aici, hai să vedem. Switch-ul 1, buton comutator automat manual, este pe intrarea punct 3 și pe byte-ul al doilea, dacă vine o să mă uit, intrarea punct 3 este conectată la mine la I10. I10 ăsta, în particular I10 este automat manual, switch-ul de automat manual. Și mi-a crescut în dreptul lui automat manual, ca să știu despre ce e vorba. Așa, ieșirea celor două distribuitoare, nu mai revin acum în schema electrică,
Reșirea celor două distribuitoare este 1Y1Y2, 1Y1 coboară liftul, 1Y2 urcă liftul, așa că Q00 și Q01, acestea două, sunt ieșirile pe care eu vreau să le activez. Și cum pot să folosesc acest buton? Păi simplu, cu două blocuri flip-flop de tip step reset pentru urcat și pentru coborât. Acesta coboară, acesta urcă. Și am să zic în felul următor. Dacă butonul meu este pe 1 logic, atunci să-mi seteze urcarea. Resetul este jos, setul este sus, puteți vedea aceasta în component description, și să-mi reseteze coborârea. Bun. Și dacă butonul este neapăsat, să-mi seteze coborârea și să-mi reseteze. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Dacă partea asta funcționează. A pornit. Verde închis zero logic, verde deschis monologic. Era comutat, da, l-am uitat comutat, mi-a urcat liftul și mi l-a coborât. O, super, pot să-l urc, pot să cobor. Sigur, o să fac din nou o secvență relativ manuală. Scopul este în principal acela de a demonstra cum funcționează povestea aceasta. Așa, stop. Am reușit să urc liftul, să cobor liftul și numai bine o să zic că dacă am piesă, dacă am piesă însemnând intrarea punct 1, bine minte, există piesă. Și vedeți că în varianta aceasta, practic, mi-am asociat denumirile și se pot scrie toate aici, și atunci este mai simplu să fac conexiunile acestea. Dacă am piesă și sunt cu liftul sus, înseamnă pentru mine senzor lift 0.4, cu liftul sus, 0.0.1.4, să-mi coboare măsurătorul meu. Sigur, un bloc și pot să-l folosesc cu edge triggering, cu rising edge în principal, în cazul. Așa că dacă am piesă și dacă liftul meu este sus, atunci îmi fac tot set. Hai să folosesc tot set. Nu o să folosesc set. O să fac legătură directă la Q0.3, care înseamnă coborârea acestui cilindru. Și o să ziceți, bun, dar o intrare de la blocul și este neconectată. Aia înseamnă că două adevărate și una falsă o să dea fals. Nu folosim, ține cont de această chestiune, dacă o intrare la un bloc de genul acesta este neconectată, o folosește de așa natură încât să nu, sau o setează de așa natură încât să nu ne încarci și să nu ne încurce lucrurile. De exemplu, dacă urc liftul fără nimic, lift sus este, din coace nu se întâmplă nicio poveste, așa că hai să coborâm, pun o piesă, îl urc din nou sus. Am piesă. Mă iertați, da, trebuie să folosesc senzorul optic pentru că senzorul capacitiv rămâne jos. Senzorul optic și senzorul optic este, senzorul optic o să vadă piesa roșie și când e sus. Senzor piesă colorată, punct 2. Legăm aici, punct 2. Practic, intrarea neconectată va fi unul logic. Avem piesă, sus cu el și mi-l măsoară. Foarte bine. Odată ce mi-l măsoară, o să constat că și ieșirea 14 este corespunzătoare și pot să zic că dacă piesa este suficient de bună, suficient de înaltă, este bună, I.14 va face eject. Și voi face exact această chestiune, cu precizarea că ar trebui să-i pun un set acolo pentru că altfel nu o să o trimită suficient de departe și știm că nu va avea succes prea mare.
așa căset dacă piesa este suficient de înaltă. Și reset la ejector cu butonul acesta de stop. Butonul acesta de stop este conectat la intrarea. Butonul de stop este conectat la intrarea 15, 4.4, care pentru mine, pentru că sunt decalat, înseamnă 4. De ce sunt decalat? Fiindcă am folosit ultimele două, nu este, să vedem. Asta ar fi aici 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. O să le scriu, nu le-am scris de data aceasta. Bun. Da, piesa este suficient de bună. Am făcut, am apăsat stop și mi l-a coborât jos. Ok, mai sus pe ea. Gata. A ajuns la, uitați, a ajuns la 10 giga și nu prea mai crește. Dar putea de acolo să fie o problemă de cirosului. Dacă insistă să asta, atunci îi dăm un stop. Aici îi dăm un stop și din coace. Cercăm să revăm. Piesa, sus cu el, a coborât foarte bine și ziceam că a expozat. Bun. A expozat-o, cilindrul acesta a rămas acolo, apăs stop, l-a retras și pot să cobor din nou. Sigur, folosind aceste, aici, folosind aceste blocuri, puteți dumneavoastră să construiți orice program pentru stația dumneavoastră. Din nou, nu mă apuc să construiesc un program în totalitate. Aveți o grămadă de blocuri utile aici, nivel high, nivel low, inclusiv variabile de memorie internă de tip M, de la Siemens, M0.0, M0.1 și mai departe, NOT, NAND, XOR și o grămadă de timere, inclusiv de tip US, inclusiv de tip Wiper, cu Edge Detection, Fire Detection, cam toate timerele pe care le vi le doriți, inclusiv contoare, contor de tip up-down, astfel încât să puteți număra piese. Puteți să faceți inclusiv blink la lamp. Hai să facem chestia asta acum. Dacă tot am folosit cel de-al doilea switch și vă spun că mai există asupra programului, 4.6 înseamnă că este ăsta. Ia să căutăm noi un symmetric clock generator. Dacă este activ, o fi având o lampă. Am o lampă legată. Ce am legat? Am legat lămpi. Bun, hai să blinkă una dintre lămpi. Top, lampa de start. Du click, 0,5 secunde, o secundă, este simetric, mă rog. Exeșa simetric, mă pute folosi ca acela. Run. Blink, blink, aprinde, stinge, aprinde, stinge, aprinde, stinge. Ei, dacă vreau să faceți partea aceasta de blink cu materialele lăsate pe redurile acestea, ați fi avut o problemă. Din nou, la stațiile model nou nu apare această problemă, dar l-am lăsat expres ca să putem să vedem acest lucru. În regulă? Ce am mai putea să arătăm? Da, uitați, pot să fac o altă chestiune aici, de cuplăm. E să pun eu o piesă mai mică, verde, să văd clipul sus, programul pe care l-am deja, coboară și nu mi se face intrarea aceasta pentru că piesa este prea mică. Sigur, în momentul acesta, dacă niciuna dintre cele două și senzorii sunt la capăt de cursă, putem să zic ok, retrage, coboară și văd după aceea ejectarea acolo. Să vă ziceți, da, e frumos, dar o să fie groaznic de făcut în bloc diagram toată povestea asta. Nu avem o metodă mai altfel. Ladder, nu. Nici nu că ne-ar ajuta foarte mult aici. Statement list, nu. Nu știu cum e din astea. Dar, în schimb,
altele. Pot să folosesc ceva ce ați văzut deja rândurile trecute, prezentate de colegul de la Cluj, de domnul profesor Robin Krishan, și anume GraphSet. Din nou o să fac o demonstrație foarte, foarte scurtă la ce se poate... Pare că am revenit online, mă auziți? Bun, mulțumesc, Marius, am văzut. Din păcate, nu știu dacă îmi vedeți și ecranul. Da, să văd. Da, ar trebui să-mi vedeți ecranul. Ok, trăiască serverele de licențiere de la Festo. Hai să mai încercăm încă o dată. Asta nu este o poveste prea bună, se pare că a căzut și nu am posibilitatea să mă conectez. Ok, dacă nu reușesc să mă mai conectez la un server de... Yes, merge, gata. Am un slot liber, perfect. Continuăm. Sper că mai sunteți cu mine, da, sunteți cu mine, cel puțin în listă. Super, așa că hai să vedem ce putem face cu partea de grafe. Radem PLC-ul nostru care mergea în regim function doc. Ucidem și toate conexiunile astea care nu sunt mai potrivite. Și facem o scurtă
modificare în ceea ce privește controlul, pentru că pe lângă acel modul logic există o secțiune dedicată pentru grafet. Partea asta se potrivește de minune la grafet, o găsiți aici. Și putem aduce de asemenea un modul de 8 intrări 8 ieșiri, 16 intrări 16 ieșiri sau 32 de intrări 32 de ieșiri. În cazul aduc un modul de 16 IO. Modul de 16 IO pe care am să-l poziționez cumva. Voi lega doar câteva dintre elemente. N-are rost să le leg pe toate. Vreau doar să vă arăt cum putem face legăturile. Hai să vedem ce ar fi interesant. Păi, hai să punem din nou switch-urile 0.0.1.2.3 0.0.1.2.3. Hai să legăm pe asta, uitați la Q8. Nu e o problemă, că povestim despre el. Așa. Fără butonul de stop, de reset. Pardon, astea flămpile. Scuze. 0.1.2.3 și butonul de start și switch-ul și să mai facem ce să mai facem. Dacă avem piesă, dacă avem piesă parte optică, ăla vine cu noi. Așa, lift sus, lift jos. Mă interesează ceva de aici. Hai să folosim partea aceasta de măsură. Da. Bun. 24 de volți. 0 volți. Din nou, este un pierzi, da, care are grafit înăuntru. Și câteva ieșiri. Liftul sus și jos. Aici, ejector, cilindru de test, și opritorul nici nu mai conectez, lăsăm cilindrul de test atât. Bun, lămpi, iarăși nu sunt necesare. Nu mai avea nevoie și de alte intrări, poate sus și jos de la lift, hai să vedem, lift sus 1.4, tester extins 0.6. Lift 0.4. Aici, extins 0.6. O să ziceți că le-am conectat foarte aiurea. Da, am făcut-o expres, pentru că în momentul acesta, cu un grafic PLC, putem să facem o șmecherie tare drăguță. Putem să scriem definițiile intrărilor și ieșirilor și le vom vedea ca și variabile direct în programul nostru grafic. Așa că I0 este optic piesă, I1 este senzor lift sus și I2 este cilindru testare extins, iar I15 înălțime, ok, să zicem, mai mare decât cât era 2.9. Iar la ieșiri, jos cu liftul, sus cu liftul, evacuare și testare. Bun, în acest moment le avem asociate, nu le văd direct aici, dar le voi vedea în program. Bun. O să-mi iau toată partea electrică și o să o ascund un pic, o duc încolo, ca să-mi las eu grafetul meu aici. Bun. Pe scurt, pas inițial, pot și declara ca initial step. Nu o să fac momentan nicio acțiune, dar hai să vedem ce facem. Am făcut ceva legături de butoane, nu am făcut legături de piesă. Hai să zicem așa, că dacă avem piesă, sigur foarte nepoliticos programul pe care îl construiesc acum, din nou doar pentru demonstrație, ajungem la limita a 2 ore, vreau să mă opresc la limita a 2 ore, deși mi-am propus că nu mai vin mai mult de o oră jumate.
Așa, hai să mai punem câteva tranziții pe aici, câteva pași, câteva etape și ceva acțiuni ca să pot să-mi închid povestea asta și să nu rămână mai multe lucruri. Aici o să am o eroare de... cum să fac să nu am eroarea că mi-a să din pagină? Păi e simplu, pot să-mi aleg drawing size. E mai simplu să admit warning-ul respectiv să las în pagină. Pas inițial, în care să zicem că nu vreau să fac nimic, dar la prima tranziție voi verifica dacă am piesă. Așa că dacă există piesă, și vedeți că am scăpat de orice altceva, dacă există piesă, diagrama mea va evolua și va ajunge în pasul 2, unde o să fac urcare lift. O acțiune la activare, sus lift, egal 1 și încă o acțiune, le putem lega între ele, le putem conecta oricum. Jos lift egal 0. Bun. Liftul va fi sus. În momentul în care liftul este sus, pot să verific altceva. Dacă liftul este sus, așa, suntem în continuare la intrări. Atunci, atunci hai să extind testarea. Testare egal 1. 1 și 0 înseamnă set reset, așa le înțelegem. Și într-un final, dacă înălțimea este ok, pot să pun și not, pot să pun, vedeți, rising edge, falling edge, and or, not, timer, tot ce vreți dumneavoastră și tot ce știți de la graf se poate pune. Din nou, scopul este să demonstrez. Dacă înălțimea este ok, atunci ce ar vrea să fac? Să extind și singurul ca să fac o chestie, testare egal 0, ca să-mi retragă cilindrul de testare și evacuare să fie una. Bun. După care, grafsetul meu se poate închide, dar ca să am un arc orientat în acest grafset, ar trebui să iau o decizie și decizia mea va fi dacă cilindrul ăla este extins și cilindrul de testare este extins and not cilindrul de evacuare, adică și ăsta extins, testare extins, testare. N-am pus nimic acolo. Hai să vedem. Înălțimea ok și hai să pun un buton. Facem așa. Butonul ăsta este legat la I7. I7 o să-l folosesc așa. Dacă înălțimea este ok and I7, că merge și așa, atunci grafsetul meu orientat se întoarce înapoi. Sigur, n-am resetat liftul, nu l-am coborât, nu este neapărat relevant acest lucru, se poate face ulterior. Hai să vedem cum avansează povestea aceasta. Sper că n-am greșit nimic în program, dacă am greșit ceva în program, o să ne prindem foarte repede. Run.
Da, se întâmplă povestea aceasta, nicio problemă, simularea. Așa, vedem ce e activ pe ei. Suntem în prima etapă, tranziția aceasta este inactivă, o să-i pun o piesă. A urcat, liftul este sus. Probabil că n-am conectat eu senzorul care trebuia, cred că era 3, nu 4. Ba da, era 4, numai că a așteptat un pic. A făcut testele și a mers mai departe. Înălțime OK și butonul I7, I7 a fost aici. Ar trebui să mi se întoarcă I7. Înălțime OK. A, înălțime OK nu mai este, da, sigur, am greșit eu acolo, trebuia să las senzorul de extindere ca să mi se întoarcă înapoi. Pot să fac această modificare și vă promit că după aceea v-ați prins dumneavoastră ce și cum. Poare și uitați. O să las și așa fără, doar că vreau să fac un end acolo. Copy, paste. Aici, copy, evacuare egal 1, aici, asta încheiem. Sus list egal, list egal 0, ok, jos list egal 1. Da, nu le-am denumit cel mai frumos, trebuie să știu că sunt pe aici ieșit și evacuare. Bun. Putem să testăm din nou acum să vedem ce se întâmplă. Așa, o piesă, mare care, asta neagră, spre exemplu. Etapa principală și-a făcut treaba, am piesă, am detectat-o, nu, da, așa este, nu, n-am detectat-o, pentru că am pus piesa neagră, programul nu funcționează corespunzător, hai să punem o piesă albă, pus cu ea, înălțimea este corespunzătoare, a fost evacuată și mă așteaptă să apăs butonul I7. Pentru a se reseta. Și din nou pot să merg mai departe fără nicio problemă. Ei, dar dacă pun o piesă care nu are înălțimea corespunzătoare, voi sta aici, practic, forever. Sigur, ar trebui să construiesc grafetul de așa natură încât să pot face cum vreau eu. Din nou, partea aceasta de program efectiv, de logică de program, se poate face oricând. A, am rămas aici, stop și start. Și practic sunt reinițializat. Cam aceasta ar fi modalitatea, sigur, există și convergențe și divergențe și macroetape și tot ce știți dumneavoastră din regulile GraphSet se pot folosi, la fel cum există și dincolo, inclusiv temporizatoare și așa mai departe. Cu acestea am cam încheiat ceea ce eu vroiam să vă povestesc în particular și revenind ca și cadru general legat de fluidțimi, îl puteți utiliza în regim de comunicare prin server OPC pentru a vă controla stațiile și modelele din CIROS în practic până acum 4 variante. Varianta manuală, pur și simplu, doar intrări și ieșiri legate. Varianta cu schema electrică, sigur o să iasă o stuposenie acolo, dar puteți controla un model prin schema electrică. Varianta cu PLC cu blocuri de funcții, echivalent logo, varianta cu GraphSet, echivalent Codesys sau S7 Graph, așa cum știm din săptămânile trecute. În ceea ce privește CIROS, ați observat că se pot îmbunătăți performanțele grafice prin diverse metode. Ambient occlusion, SSAO este cel mai important dintre acestea și reducerea umbrelor și mai departe. Și de asemenea reducerea numărului de materiale pentru elementele mișcătoare sau cele care se aprind. De asemenea ați constatat că se pot face legături inclusiv pentru intrările și ieșirile analogice. Să știți că se pot exporta și ieșirile analogice din fluidtime. Există un analog output aici.
doar ca să vedeți, n-am ce să controlez ca ieșirea analogică pe stația aceasta, de aceea am făcut-o, dar se transportă la fel de bine ca și intrarea analogică. Și ați văzut cum se pot realiza noi legături între elementele care nu se transportă în serverul OPC, caz concret pentru switch-ul acesta al doilea. Cu acestea, eu vă mulțumesc, mă opresc aici din prezentare și vă rog pe dumneavoastră dacă aveți întrebări sau neclarități, încerc să, haideți să văd dacă pot să fac eu așa, ceva, să văd. Am deschis microfoanele la toată lumea, sper că asta am făcut. Nu, n-am făcut asta, deși am vrut să fac asta, nu cred că am voie să fac chestia asta. Da, eu le-am deschis, sigur, din partea mea se pot deschide. Vă mulțumesc și eu, sper să vă fie util, pe lângă înregistrarea care va rămâne și care cred că o să fie un pic fragmentată pentru acele 1 sau 2 minute în care a picat netul, n-am spus-o mare lucru atunci. Vă voi pune la dispoziție prin intermediul colegilor de la Festo și modelele CT de aici, precum și stația aceasta modificată în cazul în care vreți să reproduceți, să vă jucați ca să aveți o bază de lucru ulterioară. Vă mulțumesc foarte mult, le mulțumesc foarte mult și celor de la Festo, Traiana, Adelin și colegilor, pentru suport, pentru posibilitatea de a face acest webinar și sigur pentru licențele acestea care ne-au cam salvat în acest al doilea semestru. Eu am fost un pic mai norocos, n-am mai avut orele, am avut în primul semestru, dar sunt convins că mulți dintre colegii din cealaltă universități le-au utilizat cu succes. Noi îți mulțumim, Vali, a fost un training, zic eu, foarte, foarte foarte folositor, astfel încât să utilizezi cele două sisteme și să treci prin GraphSet, prin PLC, prin comunicații OPC și să vizualizezi ce se întâmplă. Extraordinar, foarte, foarte frumos. Îți mulțumim încă o dată, Vali, pentru efortul. Vă mulțumesc și eu. Și vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână minunat. Cred că ne putem opri aici. Am să închid webinarul, am să închid screen sharing-ul. Vă doresc o zi excelentă, un weekend minunat, dar așa ca idee înainte de a termina, ia uitați, 3 giga 600, stabil. Bănuiesc că este un bug la garbage collection sau la memory leak, nu e neapărat relevant acum. Sigur se va remedia la următorul update. În septembrie este preconizată versiunea 7 de la Syros și poate se rezolvă. Este foarte probabil, ținând cont că versiunea 7 durează de ceva timp și poate că nici n-au insistat asupra lui pe motivul ăsta. Rămâne de văzut. Așteptăm să vedem. Așa este. Doar ca o informație, să știți că am încercat și în compatibility mode, nu se schimbă situația aceasta cu RAM-ul mâncat. Dar ați văzut, se poate folosi, practic mi-a stat 2 ore, având RAM puțin la dispoziție tot ok. Vă mulțumesc încă o dată, toate cele bune și să sperăm că anul viitor, în mai, ne vom revedea la Timișoara, la zilele educației mecatronice. Așteptăm, ne pregătim de acum. Vă sperăm, nu știm ce va fi, asta este o altă discuție. O zi bună tuturor, numai bine, vă mulțumesc, sănătate! Mulțumim, cele bune, Vali! Mai bine, la revedere!